Polisportivul român Avram Iancu din Petroșani a reușit să câștige aprecierea lumii întregi și titlul Performanța Anului, după ce în 2021 a înotat 18 ore și 30 de minute împotriva curentului pe Dunăre, parcurgând astfel 26 de kilometri în amonte pe fluviu. Organizația Mondială de Not în Ape Deschise a apreciat reușita bibliotecarului din Petroșani, iar în urma votului exprimat pe site-ul asociației, acesta a obținut titlul mondial de performanța anului. Este pentru prima dată în istoria premiilor acordate de Organizația Mondială în Ape Deschise când acest titlu ajunge în România, iar petroșăneanul Avram Iancu este mândru că l-a adus în județul Hunedoara. E un lucru îmbucurător că acest titlu Performanța Anului 2021 în lume a venit în județul Hunedoara, pentru că nu e așa, județul nostru este unul dintre cele mai importante județe din țară. Aici sunt cele două Sarmisegetuze. Numele marelui Avram Iancu este legat de județul nostru și iată că acum în 2021 un alt Avram Iancu, creișorul apelor, de această dată a reușit această performanță la nivel mondial. E o bucurie în primul rând, încă ne bucurăm. Avram Iancu este cunoscut pentru performanțele sale sportive, printre acestea înscriindu-se traversarea în nota canalului Mânecii în august 2016. În vara anului 2017, Avram Iancu a înotat întreg cursul Dunării pe o distanță de 2860 de kilometri. Pe lista reușitelor sale mai este înscrisă traversarea Mării Negre în toamna anului 2018, când a înotat 680 de kilometri de-a lungul țărmului de la Sulina la Istanbul timp de 60 de zile. În toate aceste provocări, bibliotecarul din Petroșani nu a folosit costum de neopren, iar pentru anul în curs își propune să mai realizeze două recorduri. Mai exact, temerarul bibliotecar din Petroșani își propune să cucerească un lac din Ungaria și un nou braț din Delta Dunării. Pentru 2022, dacă va fi sănătate, bineînțeles că în continuare o să înot. Mi-am propus anul trecut să traverseze not lacul Balaton. Știți că după 8 ore a venit o furtună și planurile au fost încurcate, dar anul acesta revin acolo pentru că nu-mi place să las lucrurile neterminate. Al doilea mare obiectiv pe care vi-l pot dezvălui acum este parcurgerea în not și a brațului Chilia al Dunării, pentru că am înotat deja Sulina și Sfântul Gheorghe și acum vreau să înot și acest braț ca să terminăm și cu Delta Dunării. Mai multe despre performanțele bibliotecarului din Petroșani puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat polisportivul Avram Iancu, deținătorul titlului de performanță anului 2021 la înot în ape deschise. Emisiunea mai poate fi urmărită pe pagina de Facebook 1 TV, dar și pe canalul YouTube al postului județean de televiziune.